Înainte de începerea meciului cu Lanterna Roșie CFR Cluj, fotbaliștii Astrei au îmbrăcat tricouri albe inscripționate cu mesajul RESPECT pe față, iar pe spate numele lui Ioan Niculae și numărul 1. Spectatorii giurgiuveni prezenți pe stadionul Marin Anastasovici au vrut să arate că sunt alături de cel care a adus-o pe Astra la Giurgiu. În momentele mai grele, Astra să vă dea putere, să treceți peste ele. Respect, Ioan Niculae. Se vedea scris pe bannerele afișate de cei din galeria Astrei. Meciul cu CFR Cluj nu a fost cel mai fericit pentru giurgiuveni. Ardelenii, care au fost depunctați cu 24 de puncte, au venit la Giurgiu obligat să câștige și așa au făcut. CFR a pus mâna pe victorie prin golul fundașului Larie, care a reluat cu capul de lângă Florescu. Revenit în urma unei accidentări, Fatai nu a reușit să pună în pericol poarta lui Mihai Mincă. Constantin Bundescu nu a avut nici el o zi prea bună. Execuțiile sale au fost lipsite de forță în meciul de sâmbătă. Da, din păcate am pierdut un meci acasă, nemeritat zic eu, dar din păcate am primit un gol la singura lor ocazie și după aia a fost greu să revin. Aflați pe ultimul loc în clasament, clujenii au vrut neapărat să obțină victoria la Giurgiu, deoarece sunt speriați de Liga a doua. Îți trebuie 10 victorii ca să faci 30 și ceva de puncte, nu? Și mai sunt 11 etape. Deci nu cred. Ce ar fi să jucați în Liga a doua, era? Păi nu-și dorește nimeni să joace în Liga a doua, te trezești dimineața. Eu unul nu-mi doresc. Gabriel Enache, finul lui Ioan Niculae, a fost afectat din plin de șocul arestării nașului său. Noi suntem alături de el și sperăm meciurile viitoare să le câștigăm, să le dedicăm destul. Pentru tine a fost șocul și mai mare timp de fapt de ieși nașul tău? Normal, automat. Este un șoc foarte mare pentru noi și întreaga familie, dar nu avem ce face, noi nu avem nicio putere. Cu 3 victorii, 2 înfrângeri și un rezultat de egalitate, Dorinel Munteanu și-a asumat insuccesul de sâmbătă. O înfrângere pe care mi-o asum, sigur că rezultatul negativ este al meu. Am suferit foarte mult în prima repriză. Trebuie să găsesc cauzele, scuzele acestei cel puțin prime reprize. Sigur, a doua repriză la o să iei la singura greșeală pe care am făcut-o, adversarul marcat din fază fixă, ceea ce nu-i permis, la fel. Joi, Astra Giurgiu ia drumul Gorjului pentru meciul cu una dintre finalistele Cupei României, Pandurii Târgu Jiu. Partida va începe de la ora 19:15.